Un incendiu a izbucnit vineri dimineață într-un apartament din Ploiești, situat într-un bloc de pe strada Făt Frumos. Panicați vecinii au fost cei care au anunțat pompierii după ce au simțit miros de fum. Au intervenit pompierii militari din cadrul detașamentului 1 Ploiești cu 3 autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și o autospecială de primă intervenție și comandă. În sprijin a acționat un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județean Prahova. Odată sosite la fața locului, echipajele de salvatori au constatat că există o degajare de fum la nivelul unui apartament situat la etajul 2, fiind îndată cu fum casa scării. În apartament locuia singur un bătrân. Și de la ce ziceți că a luat foc? De la candele. Avea două candele care le ținea pentru soția. Le ținea acolo continuu pe recamier în sufrageria, prinse. V-a speriat? Păi m-am speriat, că eu am avut noroc, am avut cheie, dar am dat drumul la ușă, că a ieșit un fum până la 10 s-a dus. Da, și eu am și eu problemele mele cu astmă, cu vai de capul meu, cum sunt. Că... Ați văzut? Da. Da. Ce? Persoana trăiește, este opărit doar la mâini și la față. Un vecin de 88 de ani a dormit și a pus o cratiță pe foc și a luat. Uitați, ce se vede. M-a speriat? Eu nu, că eu sunt la parte, dar toată, bineînțeles, toată coloana pe care stă el, au luat. Oamenii nu s-au intoxicat, dar fum mult, abundent. Bărbatul a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgențe Ploiești. În cel mai scurt timp, pompierii au procedat la evacuarea fumului de pe casa scării și au pătruns în apartament unde se afla victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 85 de ani. Acesta a fost extras și preluat de către echipajul medical, fiindu-i acordate îngrijiri medicale la fața locului. Prezenta arsuri de gradele 1 și 2 pe aproximativ 15% din suprafața corporală, la nivelul antebrațelor și al feței. Din fericire, victima a fost extrasă la timp de către pompieri din apartamentul afectat de incendiu, fiind în stare de conștiență. Victima a rămas internată pe secția chirurgie plastică. Pompierii au stabilit că incendiul a pornit cel mai probabil de la candelele aprinse pe care bătrânul le ținea lângă pat.